Vânzătorii ambulanți care încearcă să-și vândă produsele pe plajă sunt de multe ori apostrofați de turiștii deranjați de prezența acestora. Pentru alții însă, gogoșile, porumbul fier sau clătitele sunt produse ce țin locul unei gustări rapide, deși nu au nicio etichetă de garanție. Primăria Mangalia își propune în acest sens să-i sancționeze pe toți comercianții fără autorizație. Având în vedere că ați fost șef la Garda Financiară din Constanța, cum aveți de gând să rezolvați problema cu comercianții ambulanți de pe plaje care vând gogoși și porumb? Vă spuneam că acum este puțin mai greu, mai avem o lună și ceva și este puțin mai greu să ne organizăm, mai durează, dar acestea vor fi sancționate în cazul în care nu vor fi autorizați și că nu respectă legile în vigoare. Posibil. Măsurile vor fi luate cu atât mai mult cu cât actualul primar al Mangaliei, Radu Cristian, a fost șef la Garda Financiară Constanța, înainte de candidatura pentru primăria municipiului Mangalia. Cert este faptul că nici turiștii de pe plajă nu sunt încântați de produsele vândute de comercianții ambulanți. Laura spune că niciodată nu ar cumpăra fetiței ei produse vândute pe nisip. Am vrea să știm părerea dumneavoastră. Ce părere aveți despre comercianții ambulanți care vând gogoși pe plajă, porumb? Ați cumpărat la copil de la ei? Niciun caz. Nu sunt condițiile proprii vânzării unui produs, mai ales pentru copii. Nu cred că este normal. Am vrea să știm părerea dumneavoastră referitoare la comercianții ambulanți de pe plajă. Ați cumpărat vreodată gogoși sau porumb de la ei? Nu. De ce? Păi, nu știu, în primul rând, cred că trebuie un ecuson ceva. Și după aceea, n-am încredere. Referitor la comercianții ambulanți care vând gogoși și porumb pe plajă, ați cumpărat de la ei pentru copilași? Am cumpărat, să vă spun drept, da, și n-au fost probleme. Nu? Nu. Gogoși nu, porumb da. Dar alte, nu știu, produse de patiserie? Nu sunt de acord. Comercianții care își fac veacul pe plajele din România și vând tot felul de produse perisabile sau neperisabile au primit amenzi încă de la începutul sezonului estival. În Constanța, într-o singură zi, au fost depistați 65 de comercianți ambulanți, care au fost sancționați în total cu 70.000 de lei.